Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara, Răzvan Zafir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Lăsând gluma la o parte, așa, mergem mai departe cu acest subiect care a cunoscut o nouă etapă. E vorba despre irlandezi. Irlandezul care a năucit țara asta. Nu reușim să ieșim din acest subiect. Este subiectul care a cuprins toate emisiunile. Nu se poate găsi o soluție. Am văzut oameni specialiști, erau toți adunați acolo, își foloseau creierul, erau nebuniți pur și simplu, nu știau cum să scoată la capăt. Cum a sărit ăla peste gard, că gardul ăla e în pantă. Nu e așa un gard de sus, era și beat, avea și alcoolemie, a ajuns la etajul 3, a ajuns la sala de arme, știi că avem sala de arme la Parlament? Mai mult de aia, de muniție. Domnul Buzeanu, păi te văd că parcă deja subiectul ăsta este salvarea perioadei dintre sărbători. Nu e salvare, nesalvare. N-avec ce să vorbim. Omicronul, dar nu vrea nimeni să audă despre Omicron. Ce îmi place e că e și un subiect în desfășurare. Uitați, inițial, un irlandez a sărit gardul Parlamentului și a intrat în Parlament. Ulterior am aflat că un irlandez beat a sărit gardul Parlamentului și a intrat în clădire. Și dacă vă spun că era și taximetrist? Am aflat că e taximetrist, astăzi ni s-a spus că era un irlandez beat și drogat care a sărit gardul Parlamentului și a intrat în Casa Poporului. Și o să aflăm că e și ordinar. Ordinar? Nu știu, domnule, ceva, să fie jignit. După care a venit o informație de ultimă oră că ar fi petrecut și într-un club de striptease. Așa. Deci îți spun, de la moment la moment, noi informații ar fi trebuit să începem această emisiune în procedură de breaking news. Că nu știi ce mai afli despre acest irlandez, da, care este seama subiectul momentului. Totuși, stai și te gândești că ne vin oameni din străinătate. Eu văd și într-o rațiune economică, domnul Zamir, că sunt mai matur așa de felul meu. Nu-mi place ce văd discuția asta. Văd și o rațiune economică a evenimentului. Adică, uite, au venit irlandezi care au decis, domnule, să ne sărbătorim perioada asta în România. Dar ce nivel financiar are acest irlandez? E taximetrist? Păi nu vreau să vină irlandezi taximetriști în București. Nu vreau să aibă bani de București, irlandez. De unde era taximetrist? Era în Irlanda, probabil. În Irlanda, taxi. Aici, în România, nu te descurci taximetrist ca irlandez. Pe de altă parte, și o chestiune de corectitudine politică, domnule Buzeanu. Pentru că aveam așa. În Parlamentul României aveam maghiari, romi, evrei, turcotătari. Și a intrat în Parlamentul României? A intrat și un irlandez. Și un irlandez, nu e normal să intre și un irlandez? Nu e absolut normal. Aici asta, discriminare pe criterii etnice. Deci foarte bine că a intrat în sfârșit și un irlandez. Da. Așteptam să intre un irlandez în Parlamentul României. Dar pe ușă, nu sări în gardul. Că a intrat acum beat și drogat, scuzați-mă. Păi au intrat și ăștia autohtonul la prins pe acela cu drogul marihuana în Parlamentul României, pe angajatul de la Aur. Da, era. Păi, acum, dacă e român, e regulă, dacă e irlandez, nu. Iar faptul că era beat, cred că are o scuză mai degrabă etnică, irlandez. Continuă jignirile. Cred că există această preocupare în Irlanda pentru consumul de... Consum. Mă rog, ați înțeles. Consum. E o bazată pe consum. Dar totuși creștere. Continuă jignirile la adresa acestui om. Deci l-au făcut. Parcă era Giovanni Becali. Era, am auzit, ultima speță de noi, așa, beat, bețiv, drogat, șpăgat, drogat n-am auzit. Păi, am auzit și drogat. Aici drogat. Da. Bun, acum hai să vedem ce s-a întâmplat, pentru că înțeleg că l-au plimbat un pic cu Dubai, au arătat Bucureștiul, pentru că de-aia și venit omul. Dai seama ce experiență a avut, nu știu cât a plătit aici. Deci pentru așa o experiență, să fie arestat, să intri în clădirea Casei Poporului, să ai un tur de Casa Poporului, a ajutat, te ajută, că vreo... N-a venit degeaba. Vreo jumătate de oră, ci că s-a plimbat pe acolo. Pe unde, până în curte? Până, nu, chiar până Parlament? Instituție, da. Că am lăudat să păse pe piști. Și după jumătate de oră ce s-a întâmplat? Dar înțeleg că s-au activat niște senzori acolo, că a ajuns la camera aia de arme. Avem tehnologie. Acolo, acolo, acolo știu că au pus niște alarme. Acolo au pus. Și e și o sfoară jos. Multă lume nu știe. Da. Deci cum deschizi ușa, e o sfoară. Da. Și când dai cu piciorul, sună un clopoțel. Totuși, nu te joci cu camera de arme. Deci, acolo s-au instalat niște dispozitive de ultimă și îți cade și o găleată cu apă în cap. Deschizi ușa. Dar de ce? Ne-am preocupat cât dacă nu intră chiar așa orice irlandez beat și drogat în camera de arme. Îi cade așa o găleată cu apă, el se împiedică și după aia e mai greu de... Și se intervine. Totuși, intervine... e tară, membră NATO, rigoare. Uniunea Europeană. Când avem Mircea Gioran, al doilea om al în NATO. Om din NATO. Totuși, credea că intră așa de nebun fără să se împiedice. Da. Sunt, plus că am zis că sunt și câini pe acolo care mai păzesc. Dar nu înțeleg de ce toată lumea se uită urât către jandarmerie. Da. Nu, lasă-mă să reformulez. Înțeleg de ce toată lumea se uită urât către jandarmerie. Nu înțeleg de ce fix în speța asta. N-ar fi trebuit să fie direcția de afaceri interne din cadrul Parlamentului României, mă rog, Camera Deputaților, extrem de preocupată de siguranța acestui imobil? Ar trebui să fie, lumea se uită urât și către SPP, care... De ce se uită urât către SPP? Care are, păi, în zona, în incintă, SPP-ul, păi, este SPP-ul responsabil. Păi stai, SPP-ul, din câte știu... Nu încercați să-i scoateți! Operează... Nu încercați, domnul Zamfir! Un pic! Că am văzut că vă mai cunoașteți cu SPP-ul aici când vin până... Lăsați că-i băgați dumneavoastră la loc, dacă da. Scot eu. Deci, am înțeles că
Tu te știai bine cu câinele ăla. Cu câinele, mă înțelegeam. Câinele se petrece. Când venea aici. Mare grijă. E poarta aceea, da? Da. Detector de metale, detector de minciuni, ce detector e ăla? Acolo ți-ai închis SPP-ul tu. Dacă intri pe geam, nu mai treabă cu SPP-ul, că SPP-ul nu spăzește și geamul, mă gândesc, nu? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Cine știe acum ce mai contează, a intrat, n-a murit nimeni, domnule. Îi dăm de cap. Dacă aș fi fost de la Partidul Social Democrat, iar irlandezul ăsta ar fi fost organizația Diaspora a PSD-ului, aș fi spus, dar n-a omorât pe nimeni, domne. Dar de ce stă așa? Dați-mi un pic cadrul ăsta. De ce stă așa? Cum stă, deci domne? Este un moment de gloria lui. A reușit, a ajuns celebru aici în România. Nu știu, era că... Nu știu câte voturi să intri în Parlamentul României și ia uite-l. El într-o seară și bat. Imaginează Streaz. Streaz obținea și un mandat. Ia să vedem. Ia, dă. Are final? De ce este încărtușat? Nu a fost eliberat? Nu sunteți mai aici. Nu ce-o să dat în stare de libertate? Nu știu de libertate? Este sub imperiul ordonanței de reținere? Cetățeanul irlandez care a pus pe jar serviciul de protecție și pază a fost dus dimineața la parchet. Procurorii l-au audiat pe tânăr după tentativa eșuată din ziua precedentă. În cele din urmă, aceștia au decis să nu mai ceară nicio măsură preventivă împotriva irlandezului și să-l lase în libertate după expirarea măsurii de reținere. Potrivit unor surse, pe lângă cantitățile impresionante de alcool, acesta mai consumase și cocaină. N-am văzut niciodată hoț mai prost decât prostul care să vrea hoț. Vrei să te afirmi, afirmă-te, iau pe ulei, fură și dorm la locul faptei. Tânărul fusese reținut după ce a petrecut o noapte de pomină în capitală. A băut cu niște prieteni la terasă până la ora 22, după care a mers până noaptea târziu la un club de striptease. Spre dimineață a ajuns la Piața Constituției și a confundat clădirea Parlamentului cu hotelul în care era cazat. Bărbatul a sărit gardul, a spart un geam și a intrat în clădire. Acesta a fost prins de ofițerii SPP în timp ce încerca să intre în birouri. Nu știu dacă v-ați văzut, lăsând gluma la o parte. Știți, pe cei care vin în acest subiect, intervin și spun, doamne, lăsând gluma la o parte, deși nu se făcuse nicio glumă înainte, oamenii nu știu să glumească. Deci nu e ca și cum erau de meserie, domne, și au dezvoltat și o zonă de umor și, domne, lăsând gluma la o parte, vorbim și serios despre acest subiect. Păi n-ați făcut nicio glumă. Bine, sigur, subiectul în sine pare o glumă. Subiectul e... N-ai ce glumă să mai faci. Ce glumă să mai faci? Un irlandez beat și drogat a intrat în casa poporului sărind gardul. Bă, niște glume se pot face. Crezând că e la el la hotel. Ce să mai... Argumentând, asta fiind linia lui de apărare. Problema e că am înțeles că nu l-au audiat nici până acum, că nu s-a trezit în beție. Asta, mă rog. Ce ai să... Fă o glumă. Asta, mă rog. Ce să mai glumești? Ce să mai glumești? N-ai ce să glumești aici. Lăsând gluma la o parte. E prea frumos adevărul să-l stricăm cu o glumă. Lăsând gluma la o parte. Lăsând gluma la o parte. Vă că își dau la unul la altul toată problema asta a certificatului verde stop COVID. Trecem la subiect. Necesar la locul de muncă și îl dau de la unul altul și îl pasează și așa și mă gândesc că la un moment dat unul va putea veni cu această soluție. Dom'le, să știți că e în vigoare. Îl știți pe irlandezul ăla care a sărit gardul acolo? Dom'le, ce a putut să facă? A trecut legea pe un parlament? Deci e în vigoare, ăla a făcut-o. Să dea vina pe el. Deci e posibil să fie ăsta vinovat? Dumneavoastră credeți că de nebun a sărit la gardul? Ăștia de la ora au sărit gardul să blocheze, iar ăsta a sărit gardul să o treacă pe un parlament. N-au sărit gardul, eu au rupt un pic poarta. Mă rog, care oricum înțeleg că era șubredă, deci nici nu poți să dai așa dimensiune. Au rupt porțile parlamentului. Au rupt porțile parlamentului. Porțile erau legate cu ciorap de damă. Nu e ca și cum porțile parlamentului sunt așa... Vă să împuținați din faptă sau ce remarcă aici, domnul Zanfir? Păi da, nu... Le luați apărarea celor de la AUR? Sunteți pe mână cu domnul George Simion? Domnul... Sunteți pe mână cu... Împotrivă, încerc să spun că n-au nicio legătură. Dușmani ai națiunii? Asta ce ai rațiunii, pardon, nu ai națiunii. Ai rațiunii? Ai rațiunii. Sau națiunii. Ce-ai națiunii? Și eu vreau să spun ceva, domnul Puzeanu. Că păreți... Că n-are niciun fel, că s-au dat un pic în spectacol în fața Parlamentului, dar n-au avut niciun merit pe... Da, ce s-a întâmplat ulterior, că stai, domnule, mai votăm certificatul verde. Da. Și, na, poarta aia ruptă, că așa când prezinți lucrurile. Au vandalizat mașinile ambasadelor, au rupt porțile raiului, au descins în... Pare așa că a fost o mișcare bine organizată, extrem de puternică, capabilă, da, să schimbe cursul istoriei. Cum au fost câteva sute, hai, 1000 de persoane, 1500, că sunt generos, în Sfânta Zi de Marți, care au huiduit 2 ore și jumătate. Da. Nu cred că au schimbat, da, mersul lucrurilor. De asta nici nu e bine să ai senzația că poți mai mult decât într-adevăr ai competențe și resurse și să faci. Și cu asta am spus asta multe. E bine să cu asta am spus foarte fiecare mult. Fiecare să-și măsoare forțele și
resursele și nevoile și neamul. S-au dublat cazurile de COVID astăzi. Lucrurile au intrat într-o zonă de îngrijorare. Puteți să vă îngrijorați dacă vreți, dacă sunteți amatori de îngrijorare. Uite, vă dăm motive de îngrijorare. Unde stăteam așa într-o incidență scăzută și era treaba liniștită. Hai să mergem să vă vedem totuși, să vedem, să aruncăm o privire ce se întâmplă cu aceste cazuri nenorocite de COVID. Se multiplică, domnul. Să crească, uite așa sunt, uite așa. A crescut incidența. Păi dacă e ca în Occident, nu așa vă place? Nu așa ați vrut, ca în țările străine? Nu așa ați vrut? Observ că avem un decalaj în continuare. Nu? Avem decalaj. Când aveau ieri incidență mare, noi eram pe verde. Acum începem să ne înroșim. Dar dădeam acest exemplu, tot timpul s-a vehiculat acest exemplu, acest argument. Dar în străinătate, de ce merge? De ce e voie în străinătate cu nu știu ce? Uite, în străinătate sunt și foarte multe cazuri. O să avem și noi ca în străinătate. Și mai mulți dintre cei care vorbesc despre străinătate nu s-au dus să vadă exact cum e acolo. Că nu e ca aici. Nici oamenii, nici locurile, nici istoria, nici magazinele, nu e nimic ca aici. Astea sunt din auzite. Da. Na, prostii, nu, lumea nu știe, vorbe, da, deci m-am fost în Germania, să știți că închide la 2, după ora 14 se închide. Asta e prostii, nu e așa. Oameni care au fost acolo, corespondenți la fața locului, mi-au spus, nu e așa, nu are niciun fel de legătură cu ce credem noi că se petrece în Occident. Acolo lumea e foarte vaccinată, foarte certificată și restricțiile sunt mai degrabă de o altă factură decât cele pe care ne imaginăm noi. Dar nu despre Occident vreau să vorbesc și nici despre Orient nu vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre România. Știi de ce crește acum rata incidenței? Că au venit în străinătate, vreți să dați vina pe diaspora? Nu, vreau să dau vina pe statul român. Pe statul român. Vreau să dau vina pe DSP. Da. E o instituție care ar trebui, din punctul meu de vedere, anchetată penal pentru ce face și pentru cum nu face ceea ce ar trebui să facă, sub orice critică, așa, și pentru modul în care noi avem o perioadă de carantină, nu se respectă. Cine efectuează controlul? O l-auzeam pe liderul sindicatului polițiștilor, da? De la poliția de acolo, Europol. Că să ai domnule că nu-i treaba noastră. Corect, am citit, nu e treaba lor. Acum e treaba DSP-ului. DSP-ul nu are resurse. Păi și vina mea că DSP-ul nu are resurse? În 2 ani de zile n-ați fost în stare să generați resurse? Își tot să cumpărați teste de la Cătălin Botezatu și de la cumătrul Nuțu Cămătaru ați fost în stare. Acum pentru aia au fost bani. Pentru acea direcție a mediului de afaceri. Pentru acea zona a antreprenoriatului românesc. S-au găsit resurse, da? Da. Alea, testele alea Lego. De le asamblezi? Mai scuip că se lipesc între ele? Nu, te chinui păi scuip să vezi dacă ai COVID sau n-ai COVID? Îți dai seama că datum bob e mult mai precis e decât testul ăla? În care te scapă practic de această corvoadă că trebuie să le cumperi Lego la copiilor să-și fac... teste și le și dai le fac testele sigur. Alea și le asamblează, mamă, distracție mare. O să vorbim pentru că, înțeleg, continuă achiziția. Doamne, să mergem mai departe. Mai cumpărăm, știți testele alea incredibil de imposibil de explicat? Mai cumpărăm o tranșă. Dar vorbim mai târziu. Hai să vedem ce se întâmplă cu aceste cazuri. Ia. Din 9 decembrie, România nu mai înregistrase peste 1000 de cazuri. Autoritățile au raportat 1144 de infectări și 67 de decese în ultimile 24 de ore. La terapie intensivă, numărul pacienților a ajuns la aproape 400. Număr crescut de cazuri vom avea. Și discutam că valul al cincelea va însemna un număr mare de infecții, dar sperăm că cele mai multe vor fi forme ușoare. Creșterile sunt clare. Noi le vedem din probele de la Matei Balș și zilnic se confirmă prin secvențiere destule cazuri. O creștere alarmantă a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 este așteptată în România după terminarea sărbătorilor de iarnă. Astfel, toate unitățile medicale ar trebui să fie pregătite pentru a face față noului val de cazuri COVID-19. După sărbători, mai ales după Revelion, creșterea va fi pronunțată, deci undeva spre jumatea lunii ianuarie. Sperăm însă ca Omicronul să vină într-adevăr cu o presiune mai mică la nivelul spitalelor. Cadrele medicale trag un semnal de alarmă că începând cu luna februarie, noua mutație a virusului ar putea să devină predominantă și pe teritoriul României. A fost și la Delta aceeași situație. Probabil că începând din februarie, martie, vom avea predominanța pe partea de Omicron. V-a explicat domnul doctor Marinescu, noul șef de la Matei Balș. Noul străinul Cercel. Dom'le, noul străinul Cercel intervenit în viețile noastre, a preluat acolo tot ansamblu acela. L-am văzut și la o emisiune, l-am dat când se puneau tabele față în față cei pandemiștii și cu pandemiștii, tot spus și față în față. Era doamna Budeanu, erau acolo și domnul Marinescu a trebuit să pună o întrebare și una dintre așa era formatul întâmplării. Trebuia să o întrebe ceva pe doamna Budeanu? Trebuia să întrebe ceva. Și ce a întrebat-o? De unde și-a luat pantofii? Ce a întrebat-o? Pe doamna Budeanu a întrebat, am văzut, am prins-o în momentul ăsta emoționat așa, doamna Budeanu. Spuneți, dacă aveți plăcere și bunăvoință,
Dacă am asortat bine cămașa asta. Dacă ar fi să alegeți că vă văd așa, un... Nu, 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 atenție! A dus-o pe zonă de... A, epidemiologică. Epidemiologică. A, înțeles. Zice domnul Martinescu, dacă ar fi să alegeți totuși un spital, că vă văd așa bine, foarte nemulțumită legat de spitale, de sistemul sanitar din România, de felul în care gestionată pandemia... Dacă ar fi să alegeți un spital, pe care l-ați alege, doamna? Eu știm totuși că doamna Budeanu, în baza acestei relații, pe toți pe care i-a avut bolnavi, și nu foarte puțini, de această pandemie care nu există, așa i-a dus la Matei Balci. Eu știm că i-a dus la Matei Balci și a întrebat-o. Dacă ar fi să alegeți un spital, ce spital ar fi alegeți? M-o s-ar fi fost ca doamna Budeanu să spună Alexandru Obregi. Alexandru Obregi. Dar na, ar fi fost un nagratat. Și ce a zis, mă? Zice. Ce a spus Radu? Că nu am, mărturisesc că fix ediția asta am ratat. Reștii că urmăresc cu sfințenie. Îmi pui ceasul să sune. Zice. Să nu pierd, doamne iartă, mă, emisiunea domnului Gâdea. Zice. La Gâdea a fost, nu? La Gâdea am prins. Hai că am intuit. Că se, ce tabele, eu de-aia am luat, ies încă se ceată. Tabelele, cele două tabele. Și zice doamna Budeanu, fără să respire, Matei Baș cu siguranță. Ești foarte curat? Scurt, mă, răspuns scurt ca să nu lase loc de interpretări. Că cine știe ce mai zicea după aia. Iar dacă vorbește scurt așa, nu se interpretează nimic. Și zice Matei Baș cu siguranță. Și domnul ăsta, domnul Marinescu, uite așa s-a mișcat. Atâta, deci cum este stătea așa așteptând? Uite așa s-a... Vă mulțumesc pentru răspuns. S-a cum era... S-a îngurguțat așa un pic. A fost un mic moment de îngurguțare. Și vă mulțumesc pentru răspuns. El a venit de două săptămâni acolo, da? Matei Baș. Da, da. Nu e ca și cum... Matei Baș. Păi nu l-a construit cu mâinile lui, n-a făcut el cărămidă. Era și el acolo, domnul. Că era el acolo. A dat și el un trafare când a fost nevoie. Era în subordinea domnului Străinu Cercel. A participat și la această ridicare a spitalului pe culmile acestea. Adică presupun că nu-și asumă meritul de a fi construit reputația spitalului Matei Baș. A participat și domnul Matei. A pus și aici dânsul umărul sunt de parte sau altă parte a corpului. După care mai trebuie să pună o nouă întrebare. Bun, a întrebat. Da, a fost plin de curiozități în seara respectivă. Erau două întrebări de fiecare. Am înțeles. Și prima întrebare a fost dacă vă place spitalul meu, vă place cum v-am lucrat aici. Și a doua, și a doua întrebare... care a fost domnul Buzean? Domnul Gâdea. Dacă arată tânăr pentru vârsta sa, cel că mă aștept la orice. Ia, ce? Domnul Gâdea. A întrebat direct domnul moderator s-a dus. Da, l-a întrebat. M-ați văzut în parcursul timpului, sigur m-ați cunoscut de câțiva ani, suntem în relație. Da, 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 domnul Gâdea. Da, da, am și filmat la dumneavoastră. Da, bun. Acum, de când am preluat spitalul acesta și de când, vi se pare că m-am schimbat în vreun fel? Și domnul Gâdea, nu, sub nicio formă sunteți același om. Dar să trebuia să spună că s-a schimbat bine. Vă mulțumesc. Dar era despre viața și opera ta? Da, pune două întrebări. Astea au fost cele două întrebări ce ale două domnului întrebări? Doctor Marinescu. Un domnul doctor care mi-a trezit suspiciuni în momentul în care... O scară de la 1 la 10, cam cum m-ați evaluat așa? Cum evaluat spune? Ca aspect. Da. Aș da un 9-50. Da, și acum a treia... pentru Dumnezeu. Ce întrebări sunt astea? Mai puneți o întrebare, domnul Marinescu. Doctor, domnul doctor Marinescu. Și ca îmbrăcăminte, așa ca ținută, doamna Budeanu, cum vi se pare că, așa ca ținută, cum mă prezint ca doctor, aș fi fost a treia întrebare legitimă? Cum îmi vine halat-o sta pe mine, doamna Budeanu, să-l mai cambrez sau... Da, mă rog, domnul Marinescu e un personaj. Mi-a trezit suspiciuni, trebuie să vorbim. Când făcea reclamă... Nu e primul medic pe care l-aș suna în, pe subiectul pandemiei, domnul Buzean. Când făcea reclamă la un mall și spunea că acolo a trecut pe acolo și condițiile epidemiologice, domnule, se respectă la un nivel înalt. Și produsele sunt... Domnule, și vă spun... Și la prețuri îți spun accesibile. Asta, mă, pentru toate buzunarele. Și putea să intre un pic în detalii să spune, domnule, dacă vreți, epidemiologic vorbind, dacă vreți să fiți în siguranță totală, magazinul cu tare al treilea după stânga. Unde au și reduceri. Au și reduceri, acolo intrați cel mai bine acolo. Condițiile extraordinare. Acolo ar trebui să mergeți, dar faceți ce doriți. E doar sfatul medicului. Da. Dacă nu vă pasă de sănătatea noastră, mergeți la alt mall. Să vă îmbolnăviți pe capete, să veniți să vă tratezi la cel mai bun spital din București. Pare așa. Da, bun, e interesant, super, domnul super, doctor Marinescu, super. Dar nu este cel dar nu neapărat. Adică nu e prima mea opțiune, nici a doua. Dom'le, știu că i-am dat toate la un mesaj. Sigur, să intervină pe subiectul nu pandemiei. Nu prea... N-ai. Dacă nici n-ai răspund genul care nici nu răspunde. Uite, tu câte colecții vestimentare ai produs la viața ta ca să discuți epidemiologic cu domnul doctor Marinescu? Uite-l că a apărut. Ce haine, ce rochițe ai croit tu? Uite, mă rog, parcă te și întreabă, domnul Zanfir, dacă ar fi să alegeți un spital, domnul, pe care l-ați alege? Uite, parcă... Pentru cine, domnul? Pentru cine? Pentru cine? Ce spital vă vine bine dumneavoastră? Sunt, așa nevoi, ca o... sunt nevoi speciale, fiecare o mare nevoie. Cum vă vine dumneavoastră bine un spital? Dacă ar fi să probați un spital, ce spital ați proba? Uite așa pare, ca să îmbin și Dana Budeanu. Spuneți-mi unde vă place. Pandemia. Spuneți-mi asta unde vreți să vă internez. Pare așa că... Dacă aveți un... Bun. Doamne ferește. Lăsând gluma la o parte. Ah.
A, păi tu glumeai? Da, lăsând gluma. De ce nu semnalizezi, Radu? Dacă e cel mai important în viață să te faci, bineînțeles, să spui, de urmează o serie de glume, să fac așa ceva. Hai să vorbim despre lucruri serioase. Domnul Arafat e un lucru serios. A, Arafat, da, chiar am vrut să spun Arafat. Mi-ai luat vorba din... Zici Arafat, zici lucruri serioase. De unde ți-am luat unde vorba? Că părea că vrei să și spui. Să și indici unde aveai vorba asta cu Arafat, băgată. Deci, domnul Arafat a dat un interviu în cadrul acestei formațiuni, evenimentul zilei. Și a dat un... Formațiuni. Și a dat un interviu unui domn care mai degrabă am văzut un stindard al conspiraționiștilor, în sensul că a zis niște lucruri care au părut în tabăra asta conspiraționistă. Nu vrei să-i faci reclamă sau de ce nu? Nu, dar au părut așa în zona conspiraționistă ceva ce le furnizează argument. Cu cine a vorbit? Domnul Duță, care a fost șeful casei de asigurări. Domnul Duță. Sau ce, da, lasă că le știm. Auzit despre dânsul. Am auzit. S-au spus multe despre dânsul. Asta părea mai degrabă un stindard al conspiraționiștilor. Că domnul doctor Duță. Le-a plăcut ce a zis, la un moment dat a spus. Și le asta spune pe bune. Le spunea pe bune. Bun. Le spunea direct, fără ascunzișuri, fără... Le spunea în clar, ca să înțeleagă toată lumea. Deci nu se ferea de cuvinte atunci când era cazul. Dar mai suferea. Nici de cuvinte nu se ferea, nici de cuvinte, nici de... Nu știu, n-am verificat. Nu știu, nu vedem. Bun, hai să vedem totuși. Da, un moment deosebit cu domnul doctor Arafat. Răspunzând la niște întrebări crunte, una dintre întrebări este legată de felul în care a fost evaluat de-a lungul timpului vaccinul. Așa zisul vaccin. Dom'le, că era vaccinul, te și punea într-o zonă de protecție, în sensul că nu mai dădeai. A zis vaccin sau a spus ser experimental, că e foarte important. Hai să vedem. Toată lumea a zis vaccinarea va fi soluția magică. Soluția magică. S-a văzut că vaccinarea are rol, scade posibilitatea de a face o formă gravă, scade posibilitatea de a te interna la spital, scade mortalitatea. De acord. Foarte important. Dar s-a văzut că totuși nu este o soluție perfectă. Și adică vaccinații pot transmite boala. Dar acest lucru s-a știut și asta este mai ales cu varianta nouă. La începutul, mai ales... la începutul vaccinării lucrul ăsta nu s-a spus. Nu, dar la începutul vaccinării lucrul ăsta nu se știa. Și încet, încet s-a știut. Pentru că să știi, trebuia să se vaccineze unii, că după asta să vezi că transmit. Dar știința a arătat altceva. A arătat că transmiterea este mult mai redusă. De acord. Și că infectarea este șansă mult mai mică. De acord. Deci asta trebuie să o recunoaștem. Deci ce trebuie să înțeleagă lumea, că faptul că noi am schimbat măsurile și am schimbat deciziile pe parcurs, nu era o chestiune de incompetență, că nu știm ce vrem. Era chestiunea care se baza pe date suplimentare care veneau, experiențe suplimentare, vedeam ce se întâmplă în alte țări, vedeam ce se întâmplă la noi, vedeam unde am reușit, vedeam unde am reușit mai puțin și trebuie să schimbăm. Deci asta este când ești în mijlocul unui dezastru lent, atenție, dezastru lent în evoluție. Deci mesajul corect la ora asta, după experiența pe care am căpătat-o, ar fi că acest vaccin este de fapt o soluție preventivă pentru a face forme grave de boală. Întotdeauna așa, și pentru a scădea rata de răspândire. E, chestiunea asta observ că nu s-a comunicat. Noi am zis-o, eu cel puțin am zis-o și repetitiv. Știu că colegii de la CNCAV au repetitiv. Zis-o. Repetitiv. Poate că a fost zisă și n-a fost preluată. Poate că mai degrabă să preferați să se audă înțelegi alte opinii. De ce decât... oamenii la un moment dat devin sceptici și spune bă, trebuie să înțelegem. Uite, și asta e corect, dar noi avem o situație care ne-am confruntat cu ea. La un moment asta toate o să... Adică noi le stocăm și o să vedem după asta cum le analizăm și cu ce o să ieșim, că și concluzii când se liniștește situația. Dar nici toate mesajele care s-au dat nu au fost transmise sau nu au fost transmise exact cum au fost date. De ce? Asta trebuie întrebat cei care au transmis. Întrebați un pic mai sus la alt etaj, dacă puteți să mergeți la următorul etaj, acolo aveți. Ce ne spune domnul Arafat? Sigur că, pe de o parte, are o logică, are o noimă. Așa. Sigur că, în momentul în care începe o pandemie, apare un virus care circulă pe soi, nu poți să știi foarte multe lucruri despre acest virus. Dacă știi foarte multe lucruri, devine ceva suspect. Pare că e ceva în legătură cu care cunoști, pare că își devine în legătură cu ce se întâmplă. Da, e ceva exact ca în bancul ăla, știa prea multe. Știa prea... Nu pot să spun bancul ăla. Nu putem, dar putem să spunem că într-adevăr s-au tot repliat tot felul de decizii și tot felul de estimări în legătură cu virusul și tot felul de tratamente. S-au tot mișcat, s-au tot întâmplat. E o logică a lucrurilor, în sensul că vezi și tu ce se întâmplă, reacționezi la ce se întâmplă. Nu ai de unde să știi dinainte
felul în care se desfășoară. Asta nu înseamnă că pandemia, că ăștia au înțeles, conspiraționiștii au înțeles de întreaba asta, că domne, ăștia ne mint, nu? Că ne mint, e o treabă neserioasă, își bat joc și așa mai departe. Când colo, totuși așa se desfășoară lucrurile, într-adevăr. Vezi și tu ce se întâmplă și reacționezi în funcție de ce se întâmplă. Am înțeles. Dar de ce ofer ca garanții lucruri despre care nu poți spune cu certitudine că asta sunt adevărate? De-aia am zis în parte. N-am zis că are și, am zis că are și domnul o noimă. Raed Arafat e extrem de nemulțumit de modul în care s-a realizat comunicarea în chestiunea COVID, da? Nu extrem de mult. Am zis că, domnule, trebuie să depinde și pe cine ai ascultat. Că au fost și oameni care au spus lucrurile cum trebuie, au fost și oameni care au spus... Dacă îi luăm doar declarațiile domniei sale, n-a fluctuat deloc, nu? De ce oferă garanții în legătură cu lucruri pe care nu le cunoști? Adică, sau nu le știi în profunzime. De exemplu, asta cu vaccinul. Cum adică n-au fost preluate anumite mesaje? Cum n-au fost preluate anumite mesaje? Toate conferințele de presă, toate comunicările publice, toate declarațiile de presă și fiecare mesaj oficial de la guvern a fost transmis de fiecare post de televiziune din această țară. Cred că și de site-uri. Da? În direct chiar, de multe ori, reluate. În direct, plus în spații comerciale. Guvernul și-a achiziționat spații. Celebra campanie de finanțare a presei, da? Aia, nu? Da. Că au cumpărat spoturi pentru informare. Da. Deci nu au pus acolo mesajul. Cum adică n-a ajuns mesajul? Peste tot, adică în toată media. Da, peste tot, au cumpărat peste tot. Deci da? N-ai ce să... Am înțeles, da. De la televiziunile mai degrabă corona-sceptice mai mult, de la televiziunile decente față de pandemie și față de măsuri, mai puțin. Nu stăm acum să calculăm, da? Da. Asta așa, pentru că am văzut puncte de alea de vedere privind sumele vehiculate. Dacă o să ne apucăm vreodată să vedem care sunt sumele reale și cât la sută a însemnat pentru fiecare televiziune, da, contractul cu guvernul, o să vedem cât reprezintă, că aici e un procent subunitar, dacă nu mă înșel. Noi am mai discutat despre asta cu Dan Bidman la un moment dat, care avea senzația că... Cei mai proști dintre cei care au primit această informație, da, au înțeles că odată cu spațiul acela a fost cumpărată și opinia în legătură cu... N-a fost cumpărată altfel am fi spus că nu există pandemie. Și nici n-au fost niște sume care să schimbe datele probleme. Dar revenim, au fost niște sume corecte pentru piață. Plasate mesajele așa guvernului... Deci de ce se plânge acum guvernul că mesajele sale n-au ajuns la cetățean? Păi, dar înseamnă că nu și-au prioritizat mesajele. Eu mi-aminteam că vaccinul înseamnă libertate și cafea. Nu? Așa a făcut domnul Câțu să pară. Deci când a avut domnul Câțu de făcut un clip, mi-a spus că înseamnă libertate și cafea. Cafea la interior. Cafea la interior. Ca să stai și eu pe afară. Afară poți să bei cafea, da. Păi nu ăsta a fost mesajul? Da. Nu s-a înțeles foarte bine. Păi nu s-a înțeles foarte bine, pentru că ați avut niște campanii de comunicare foarte proaste. Proaste de tot, nu știu cu cine ați lucrat. Ați lucrat cu repetenții publicității, nu știu cu cine ați lucrat. Nu vreau să jignesc pe nimeni, chiar nu știu cine a făcut campania. M-am ferit să aflu cine a făcut campania ca să pot să fiu extrem de onest. Eu sunt mai din partea lor, cumva. De aici tu mai din partea lor, eu mai sunt mai din partea ailaltă. În care mi se pare că, într-adevăr, au avut bani pe care i-au rulat pentru această campanie. Campania a fost un eșec. Da. N-au știut să comunice importanța vaccinului. Mesajele au fost irelevante. Vii și îmi spui, vaccinul înseamnă libertate, înseamnă plăcerea de a bea o cafea la interior cu prieteni. Nu asta înseamnă. Vaccinul n-a niciun fel de legătură cu cacao. Da, cacao, dacă dai altă variantă omului, spui, domne, nu ai zis comunica bine lucrurile astea, trebuia să spui în un... Vaccinul înseamnă șansa ta de a nu ajunge la terapie intensivă. Vaccinul este portița ta de evadare de la intubare. Vaccinul e șansa ta, dacă ai anumită vârstă și anumite afecțiuni, să nu mori. Să mă dreacu cu cafeaua ta la interior. Sigur că e ceva mai... Cer scuze. Vă rog frumos. Cafelei. Așa. Să păi vă ce fac? Adică te lasim în prima linie, facem, trecem. O cafeluță la interior? Păi chiar asta o să fac, o să mă duc să mă vaccinez. Păi da, dacă... să beau o cafea la interior. Și ai livrat acest mesaj. Eu acum spun cum va fi decodificat ce ai spus tu în anul altul. Ia. Nu mai panicați, domne, oamenii, domne. Că până la urmă e o simplă răceală. Nu mai panicați, domne, oamenii. Lasă-i să fie panicați, că am văzut destui relaxați, care cu ultimele puteri de pe patul de spital spune, nu, virusul chiar există, acum îmi dau seama. Da. După aia nu mai aveau semnal, la propriu și la figurat. Uneori oamenii trebuie... Nu, faptul că le spui realitatea, nu înseamnă că îi panichezi. Bun, dacă ți se spune să nu traversezi pe culoarea roșie, să nu te arunci în fața mașinii, să nu conduci bad, că s-ar putea să mori ori tu, ori alții, nu înseamnă că îi panichezi pe oameni. Da. Înseamnă că îi pui în fața realității. Dacă tu vrei să o iei, să o cosmetizezi frumos și îmi spui că înseamnă cafea la interior. Te duci, mă, să injectezi de trei ori pentru o cafea la interior?
înseamnă libertate. Asta era. Și în cadrul conceptului de libertate, domnul Câțu a venit și a decupat această chestiune. Noi, mie personal îmi place să-mi beau cafea în localul și uite, da, o dată cu această... Nu înseamnă libertate, asta e o minciună. Păi înseamnă faptul că ne vom putea relua viața nu. De la capăt. Nu. Doar că s-a dovedit ulterior că nu s-a reluat viața pentru că și vaccinații transmit virus. Da, domnule, nu se n-are nicio legătură libertatea cu vaccinul. Vaccinul te scapă de formele grave, te scapă de terapie intensivă, te scapă de intubare, te scapă de moarte. Atât. Nu înseamnă niciun fel de libertate. N-are niciun fel de libertate vaccinul. Nu conține și așa ceva. M-am uitat pe lista de ingrediente. Nu există libertate, domnul Buzeanu. Noi o să avem libertate în momentul în care vom avea fie un medicament. Da, ceea ce se întâmplă deja e în desfășurare. Hai să vedem, hai să așteptăm. Da. Fie vom învăța să purtăm măști. Pentru că asta e de fapt. Aia nu e liberă. Aia e o situație, până la urmă, tranzitorie. De ce nu e liberă? Că nu poți să trăiești... Așa că în Asia trăiești cu măștile pe față. Doamne, se întâmplă multe lucruri în Asia care nu trebuie să se întâmple și aici. Adică nu e ca și cum eu vă bucurie că acolo, de exemplu, în China nu se poate respira, trăiești cu masca pe față din cauza polorii. Adică nu e ca și cum noi... Și din cauza pandemiilor. Și din cauza epidemiilor, de fapt. Da. Și a infecțiilor respiratorii. Dar întorcându-mă, totuși, ce este cert în legătură cu acest vaccin și ce a rămas stabil? Așa. Și poate a fost și certificat, adică cu siguranță a fost și certificat de întâmplări. Certificat verde sau? Certificat verde. COVID. Faptul că la terapie intensivă 90% erau nevaccinați. Asta e un lucru incontestabil și un lucru, într-adevăr, de la care trebuie să plecăm. Păi ăsta e singurul adevăr, domnul Buzeanu. Ăsta e singurul adevăr. Și ei au întors pe toate fețele realitatea, astfel încât n-a mai rămas nimic din ea. Deci ei au făcut chirurgie plastică cu realitatea. Tânărului, domnul Zanfir, dacă îi spun unui tânăr de 20 și ceva de ani că n-a ajunge la terapie intensivă, el știind că riscul lui este atât de redus de a ajunge la terapie intensivă, el nu se va vaccina. Tinerii au nevoie de această campanie pe care a avut-o domnul Câțu. Doamne, poți să bei cafeaua în interior, poți să bei și cu prietenii la restaurant. Adică, vezi, e un mesaj care mai degrabă îi include pe aceștia. Ei își doresc mai degrabă nu să ne ajungă la terapie intensivă pentru că e o spaimă pe care ei nu o au. Am luat în calcul varianta că e publicul greșit? Că poate prioritatea n-ar fi fost să se vaccineze tinerii, ci persoanele în vârstă, persoanele cu comorbidități? Poate trebuia să gândim logic că asta, despre asta e vorba. În de primul rând. Că tinerii s-au vaccinat, domnul Buzeanu, aia care s-au vaccinat. Da. Și beau și ei cafeluța până se dă stingerea. Într-un grup restrâns de prieteni. Da. Pentru că sunt în continuare restricții, da? Deci nu le-a oferit nimic. Nu le-a oferit. Vaccinul ar fi trebuit cu prioritate dus în zona persoanelor cu afecțiuni și a persoanelor cu o vârstă înaintată. Știu că noi am avut acea prima campanie de vaccinare... pentru oamenii de peste, nu știu, 65 cât aveau sau așa. Da. Ok, n-a fost suficient. Nu am avut o campanie atunci. De vaccinare și am avut și o campanie de nevaccinare, e adevărat, neasumată. Aici, iară sunt de acord cu domnul Arafat, bă, prea erau sincronizați oamenii ăștia. Prea spuneau toți aceeași poezie. E clară treaba, adică într-un fel este evident că cineva e coordonat. Sigur, este ceva ce trebuie să se dovedească ulterior. Dar hai să vedem despre ce vorbim. Dacă avem. Îți cresc solzii și nu știu ce se întâmplă. Aberații care unii le-au crezut. Astea sunt aberații, dar aberații, care unii le-au crezut. O să spun întrebarea cheie, iarăși o întrebare care pe mine pe oamenii frământă în general. Îți dau o situație în care nu știm nici eu, nici tu, nimeni nu știe deocamdată ce va fi peste 2, 3, 5 ani. Dar nu este exclusă, pentru că statistic nu poți să excluzi. Ce ne facem dacă peste 4-5 ani apar niște efecte adverse total neprevăzute, n-au putut fi, adică neanunțate, la oamenii aceștia care s-au vaccinat și care li s-a spus de pe acum că firmele și nimeni nu răspunde pentru efectele secundare. Dacă contractul, s-ar întâmpla asta, contractul și cu firmele și asta este la nivel european. Nu. Este antivaccinist, dacă... Haideți să o luăm așa. Vreau să înțeleagă lumea clar cum se fac aceste chestii și că medici știm foarte bine. Când testăm medicamentele? Pentru că același lucru acum și cu medicamentele ieșite împotrivă.
Și aici explică faptul că la un moment dat cei de la Pfizer deja au devenit, au fost atestați că avem. Și că se pot, dar nu cred că încălzește pe nimeni această idee că domnule vor plăti dacă se dovedește că din urma vaccinării o persoană a suferit nu știu ce. Nu cred că asta e ideea, domnule, să da, măcar dați bani, a murit, da, măcar dați niște bani. Deci întrebarea asta este cumva idiotă de ori în orice unghie îi pună. Da. Dom'le, dar măcar achitați acolo, nu? Da, achităm. E, dar ce a spus, și mă rog, nu asta includea pasajul anterior, ce a spus Arafat, dom'le, exact ce vă spuneam mai devreme. Dom'le, e ceva, o coordonare în mesajele astea antivacciniste, e o coordonare acolo la mijloc. Și dacă stai și te uiți pe paginile ăstora, aici completez eu, dacă te uiți pe paginile ăstora, vezi că de un an de zile, singura lor preocupare este să contreze ideea de pandemie. Sigur, când a apărut vaccinul să conteze vaccinul, când a apărut restricții să conteze restricție, dar vezi că este unica lor preocupare. De unde deduc eu că asta este jobul lor, asta e job descriptionul lor. Adică sigur că și la noi mai vezi o discuție despre asta, mai vezi, dar mai vorbim și despre altceva, mai vezi și altă preocupare în viață. De 2 ani de zile nu puteți vorbi non-stop. Ei ăștia non-stop despre asta vorbeau. De unde deduc că cineva finanța această petrecere a lor pe care o dădeau zilnic? Adică am văzut că se deplasau, aveau deplasări ăștia, cum îl cheamă? E unul, cum cheamă? Pumro, nu știu cum dracul îl cheamă, că au nume de astea așa complicate. Un site? Mergea un site pe stradă? Cutărică.ro, nu știu cum îl cheamă. A apărut și pe la România, trebuie tot vehicul. Deci ideea este că oamenii se duc, costă, deplasările costă. Te duci încolo, cineva plătește pentru așa. Dar nu trebuie să fie aici un mare om de stat sau o minte atât de limpede să-ți dai seama că această campanie este exploatată politic. Și de cei care, sigur, promovează principii corecte de luptă împotriva virusului și de cei care contestă existența virusului. Da. Toată lumea exploatează politic, așa se întâmplă. Și într-o criză economică, și într-o criză epidemiologică, și în orice fel de criză, inclusiv una morală, actorii politici exploatează, fiecare cu partitura sa. Da, bineînțeles că există o nișă foarte ofertantă din punct de vedere electoral, compusă din oameni care nu cred în pandemie. Da. Și lor trebuie să le spui că pandemia nu există, că totul e de fapt o mare conspirație și să le inventezi niște argumente. Ce e frumos pe pământul ăsta e că dacă ai de-a face cu un public suficient de neavizat, nici nu trebuie să meșterești prea mult la argumente. Îi poți spune unui public extrem de neavizat că vaccinul de infertilitate pe 3 generații și te asigur că vei găsi înțelegere în rândul unora. Da. Pentru că altfel, după replica aia maladivă, mi-aș permite spune, doamna Șușoacă n-ar mai fi trebuit să existe la nivel de popularitate. E la genul de replică de la care ți se închide popularitate. Gata, haideți doamnă, vă rog, duceți-vă acasă. Vedeți că v-am închis contul de Facebook. Deci mai mult rău vă făceați. Știi? Deci după, ea continuă să existe. Da. Și sunt oameni care spun, lăsați, mai cunoaștem și noi. Am văzut și cu infertil, am văzut. Da? Bun, deci poți să argumentezi orice. S-a prins Arafat că unii s-au organizat pentru a contesta pandemia. Păi normal că unii s-au organizat pentru a contesta pandemia. Unii s-au organizat pentru a atribui niște contracte în vederea combaterii pandemiei. Unii s-au mobilizat pentru a genera niște venituri aici pe spinarea pandemiei. Care e beneficiu? Beneficiu pentru ce? La beneficiu pentru contracte e clar beneficiu. E un beneficiu financiar. Unii fac voturi. Ei, alții? Fac voturi. Voturi? Da, fac voturi. Păi sunt deja în Parlament. Păi nu sunt destul în Parlament. Ce, te referi la aur? Mai sunt și alții pe lângă ei. Deja e în Parlament, dar ăștia la alții despre care am vorbit mai devreme... Aur săptămâna trecută și anunța discursul. De ce? Pentru că și-a dat seama că dacă vrea să facă parte din jocul politic, trebuie să fie frecventabil într-o formă sau aibă sens ce și spun, deja da. COVID-ul există, cine vrea să se vaccineze, să se vaccineze. Lucruri corecte zise de Simion Angelan. Da, de ce? Pentru că trebuie să ne nuanțăm să fie frecventabil. Bravo. Dar ai și personaje radicale. Care nu sunt în momentul de față în Parlament. Nu, care sunt în momentul de față în Parlament. Nu, dar zic, care nu sunt în Parlament și totuși vehiculează toate aceste bizarerii ale minții pe paginile lor și eu te întreb, care e beneficiul lor? Popularitate, influență, vizibilitate, la un moment dat o capitalizezi. Sunt oameni care apar în continuu la proteste. Își puneau o problemă pe sediștii în urmă cu câțiva ani, din ce trăiesc protestatarii rezist. Da. Eu am sesizat că protestatarii rezist erau vizibili după ce se însera, că în timpul zilei mulți erau la muncă. Sigur, erau unii care aveau venituri reziduale și își permiteau să protesteze și eu. E o întrebare pe care am pus-o și eu, dar liderilor. Domnule, nu protestatul, oamenii care aveau. Avut o moștenire. Păi liderii aveau care păreau că sunt de protestatari de meserie. Erau rentieri. Bun. Ce să facem acum? Da. Dar
Nimeni nu-și pune problema din ce trăiesc. Unii, la unii e clar. Da. Unii fac video chat, fac, adică mai știm și protestatari de ăștia. Da. Dar ceilalți care nu practică video chat-ul? Totuși cu ce? Din ce? Din înțelegi? Ce? Da. Vezi? Și poți să spui problema și în sensul ăsta. Da. Sigur, poate și aceea lucrează la un, nu știu, pullover. Fac croșetea, fac ceva ca artizanale, macrameuri. Poate fac ceva, eu nu pun sub semnul capacitatea lor de a se susține și altfel decât din proteste. Dar îi spun că fiecare dintre aceștia are beneficii. Am văzut un protestatar la un moment dat, mărturisesc că am fost tentat să-i rețin numele, dar m-am gândit mai bine. De ce să-i rețin numele? Ai o capacitate limitată de a acumula informații, asta nu era una dintre cele importante. Și o persoană care în urmă cu câteva luni nu exista în spațiu public, acum practic l-a asaltat, l-a luat cu asalt. Place exprimea? Da. Asta am găsit-o. Dan Barna și îl trăgea la rost. Dar tu fii atent, dar tu de cum faci tu lucrurile? Și omul a încercat să se ducă în treaba lui, da. Da. Fără să fiu acum eu un mare apărător public al domnului Dan Barna. E și el vicepreședinte, acum atunci era președinte de partid. Are, ți-o zice și el, colo, colo, poți să stau o jumătate de oră să-ți răspund ție tuturor întrebărilor. Nu-ți stă nici ca jurnalist să-ți răspundă tuturor întrebărilor o jumătate de oră. Dar ideea, abordarea, era de patron de politicieni. Și zi, mă, hai. Hai, zi acum că te-am prins. Deci ce-i cu aia, ce-i cu aia, și omul a început să se explice. Și azi vezi că astea sunt prostii. Deci niște oameni care nu existau, acum sunt inchizitori publici. Cum? Pentru că au avut grijă să-și construiască împreună cu România TV și celelalte televiziuni de profil, oarecare notorietate. Notorietatea, iată, poate fi folosită în momente cheie, când ai de aruncat o cine știe ce petardă pe piață și nu se găsește nimeni suficient de lipsit de criterii ca să-și o asume, oricând îi poți suna pe oamenii aceștia, trebuie să vă susținem următoarea idee. Cum să nu? Cu mare drag. Și vin, susțin ideea, pleacă. Eu sunt chiar la cadru aici, că aveți aici, nevoie. Aici, spuneți-mi ce aveți de susținut. Eram chiar aici. Mă uitam la oameni care în anii 90 până în 2000 erau personaje perfect frecventabile. Sorin Ilieșiu a fost senator, pe care a devenit un trasei, s-a mutat în trei partide, vai de capul lui. Acum e în stare să comenteze orice la România TV, doar că să mai apară la televizor. Un om care, repet, în anii 90, 2000 târziu, era un om în regulă. Era din partea bună a lucrurilor. Te uitai admirativ spre el. Te uitai cu ne gin. Ne uităm și da. Admirativ. Și acum uite-te și tu, te poți să-ți comentezi absolut orice în paralel cu nu știu ce dansatoare, cu nu știu ce operatoare pisica, să nu mai zic. Da. Cuvântul. Admirativ ne uităm la 2-3 minute de publicitate, după care ne întoarcem brusc. Bună România! Ce nu știu, contextul probabil era în momentul cu protestului era, da. Nu știu exact cine e, doamna nu are nicio relevanță, parlamentar român, da. Nu era lăsat să intre. Ce important este însă că vezi că se întâmplă să nici nu se intre în Parlamentul Român, că pare că intre cine vrea în Parlamentul Român. Ca parlamentar e mai greu să intri decât ca irlandez beat. Exact, nu e chiar așa, nu intră cine vrea. Nu intră chiar orice parlamentar. Nu intră cine vrea. A, vine un turist irlandez. Se îmbată, se droghează. Ok, asta înțeleg. Da. Ce n-au înțeles oamenii ăștia e că ce registrările astea, dați-le pe ecran așa să vadă ca lumea tot, așa arată un stat prăbușit, un stat eșuat. Deci asta este cel mai trist moment pe care l-am văzut la televizor anul ăsta. Deci n-am văzut ceva mai... Ce ai văzut tu mai nefericit decât atât? Deci momentul în care un polițist de la rutieră îi spune unui parlamentar Radu al statului român, care încearcă să intre în forul legislativ. Dacă nu vă permit, vă rog frumos, haideți, că blocați aici intrarea. Vă rog frumos, plecați de aici. Parlamentar al statului român, tu fă abstracție că știm cine a ajuns parlamentar. Că mai degrabă e greu să nu ajungi parlamentar decât să ajungi parlamentar în România. Dar mi-aduc aminte pe Șoșoacă, care în baza ideii de parlamentar vrea să intre oriunde. Deci Șoșoacă în
baza ideii de parlamentari intra oriunde și acest parlamentar nu putea să intre în Parlamentul României pentru că la un moment dat au decis sigilarea clădirii Parlamentului pentru că, vezi tu, ar fi existat nu știu ce risc. Și tu ca parlamentar rămâi. Tu ca parlamentar în România nu poți fi reținut, nu poți fi percheziționat. Da? Fără acordul camerei din care faci parte, adică statutul tău. Dincolo de faptul că, într-adevăr, au intrat în Parlament oameni care cu mare dificultate fac acordul subiectului cu predicatul. Da. Și care au un nivel de școlarizare mai degrabă precar. Sau mai degrabă inventat. Dincolo de asta. Ca statut de parlamentar să o aupă doamna parlamentariță aici, că mai avea puțin și plângea. Dar vreau să intru în Parlament, am declarații politice. Avea declarații politice de făcut, domnul. Avea dânsa niște declarații. Și spune jandarmul. N-am, doamnă, ce să vă fac, nu se intră. Avea și jandarmul niște declarații la el și în legătură cu faptul că nu se poate intra. Deci când organele Ministerului de Interne nu permit, din indiferent ce motiv, accesul unui parlamentar în sediul forului legislativ, noi suntem într-o sărăcie de țară. Vă că faceți niște acuzații. Abia asta, de asta ar trebui, ăsta e codul roșu. Noi bogați suntem, dar suntem într-o sărăcie. Nu suntem nici bogați, nu suntem bogați. Și bogăție ai văzut, să vezi la iarnă cum o să deci am auzit facem avem fiare, să plătim creștere economice, avem, o ducem foarte bine, au venit banii ăștia de la Uniunea Europeană. E bazată pe consum, că trează, nu vezi niciun fel de creștere economică. Asta este situația, e nefericită. Între timp. Dacă ești un pic mai emotiv, îți vine să plângi. Între timp apare un document important. Am văzut. Asta e un lucru bun. Care te contrazice. Știu că încă mai funcționează instituțiile statului. Deci, încă mai funcționează. Încă mai avem o arhitectură constituțională, da. Document inedit. Au cerut adeverință de la primărie ca să umble cu capra. Există aceste obiceiuri despre care am mai vorbit și ieri. Un obicei este ăsta cu capra. Și avem această adeverință pe care primăria a furnizat-o în legătură cu faptul că cetățenii care vor merge cu capra sunt niște oameni onorabili, dincolo de orice suspiciune. Vreau să ne reamintim, asta e o localitate, de unde e? Într-o localitate, județul Bacău, Coțofănești se numește pentru amatorii de statistică. Coțofănești? Da. E oarecum explicabil. Da. Aceasta este o adeverință prin care se adeverește că asta scrie, adeverință, după care adeverim prin prezenta că numiții Stănescu Ionuț, Stănescu Dragoș, ăștia sigur sunt neamuri între ei, și Lazar Florin, care pare din altă familie, sunt locuitori ai comunei noastre, sunt cunoscuți ca practicanți ai datinilor de sărbători. Mă vei întreba ce datin de sărbători? Ce datin de sărbători, domnul? Capra. Capra. Datina și capra. Nu au creat probleme de niciun fel în localitate. Nicio obișnuie să scrie legat în ultima vreme. Așa e datina. Nu. Să scrieți legat. Nu facem analiză gramatică. Eliberăm prezenta spre a le servi la a merge cu capra în perioada 23 decembrie 2021, 2 ianuarie 2022. Pe 3 ianuarie nu mai au adeverință. Da, să nu-i prindă pe 22. Și nici pe 22 n-au văzut. Deci asta este între 23 și 2 ianuarie se poate practica mersul cu capra. Deci ai certificatul stop COVID. Da. Poți să intri, poți să bei cafea la interior. Deci ai stop COVID și adeverința hai cu capra. Hai cu capra. Adeverință în vederea practicării mersului cu capra este document oficial semnat de primarul localității. Cum îl cheamă pe primarul localității? Un domn primar, un celebru Viorel domn primar. Viorel Olariu, da. Domnul Viorel Olariu. Cunoscutul domn primar. Dacă l-am găsit noi pe domnul Viorel Olariu. Ce bucurie aș. L-am putea suna pe domnul Viorel Olariu, primarul comunei Coțofănești, județ Bacău, fără să avem o adeverință în acest sens? Poate ne sună dânsul. Dacă dorește să ne sune, să fie și eliberăm un din un comuna noastră, zice domnul Olariu, cred că pentru G4 Media a dat această declarație emoțională. Și normal. Din comuna noastră se duc și 30 de capre peste tot prin țară cu trenul și la București și peste tot. Nimeni nu mi-a cerut până acum adeverință. Doar băieții aceștia au insistat. Deci nu s-a obținut decât după insistențe această adeverință. Și iată că există acolo un focar de capre, domnul Zanfir. 30 de capre care merg în toată România. Ușor, ușor, domnule, zi, stai un pic, că pare totuși, pare aproape o tulpină. Deci pare aproape un virus. Mersul cu capra implică o brigadă specializată, în sensul în care 30 de capre, ori minim 3 persoane, cred. Capra e una, în jurul caprei roiesc, așa am văzut că se petrece. Și băieții ăștia 3 se descurcă doar în triumviratul ăsta? Așa este, până la urmă sunt echipe formate acolo care merg în toată țara. Stănești și cu Lazar singur, doar ăștia ei 3? Ăștia sunt. Sunt de isprava, a zis și domnul primar. Ei sunt cunoscuți ca practicanți ai datinilor de sărbători. Dom'le, sunt, dacă dar pentru a sorcovi
Da. Se poate practica în lipsa unui document care să ateste calitatea de sorcovitor? Există și specialiști și pe sorcovă sau doar pe capră? Nu, pentru capră trebuie autorizație. Autorizație? Eu cred că astea sunt norme europene, ți-o spun foarte sincer. De mult m-am întrebat. Nu știu, dar în baza cărui document mergi tu cu capra? Ai documente de călătorie. Trebuie să ai și documente de... Am căzut în patima specializării, nu știu dacă ai remarcat. Acum, pe pandemie, cu toată lumea a înțeles, domnule, trebuie să vorbească specialiștii și noi suntem. Domnule, hai să sunăm un specialist când e o problemă de medicină. Băieții ăștia au cerut, nu e o problemă, Radu. Nu. Că și primarul și secretarul general au simțit nevoia să semneze documentul ăsta în schimb. Nu văd nicio problemă, văd o atestare. Nu, o atestare. Dar mai văd și ceva. Uite, de exemplu, există acest film acum care roiește pur și simplu ca nebunul, Don Look Up. Noi toată lumea vorbește despre el că e o parodie la și la pandemie și la orice altă situație prin care se poate trece. El cu încălzirea globală a avut cea. Încălzirea globală. Dar ce vreau să remarc totuși în legătură cu asta. Am văzut acum o răscoală a specialiștilor pe film, a criticilor de film, care sunt deranjează că toată lumea își dă cu părerea în legătură cu filmul ăsta. Dom'le, noi suntem totuși atestați exact ca ăștia cu capra. Deci nu poți să mai mergi și cu capra, mă, în momentul de fapt, dacă nu ești specialist pe căprărie. Dar fiecare pe căprăria lui. Nu poți să te mai uiți la un film să ai o părere în legătură cu filmul. Că vin specialiștii care știu să se uită la filme. Că tu te uiți, practic, domnul Zanfir, ca un amator la un film. Eu mă uit mai degrabă ca un specialist. Trebuie să vorbească specialiștii. Asta e important. Ai adeverință de la publicitate? Publicitate.